Bine de-am reîntâlnit, dragii mei, este vineri, este ora 16 și 30 de minute, la 1 TV este emisiunea de la A la Z, emisiune informativă, bineînțeles, cu invitați din cât mai multe domenii. Problema cea mai gravă sau cea mai acută sau cea mai actuală rămâne, dacă dăm la o parte facturile la energie și războiul din Ucraina, rămâne sănătatea. Pentru că, iată, din păcate, luptăm domnule Mezei, domnul Sebastian Mezei, invitatul meu de astăzi, director al Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, luptăm, de fapt, pe trei fronturi. Da? Avem un război cu COVID-ul, da? Avem un război cu prețurile la energie, avem un război economic, da? Și, Doamne ferește, sper să nu avem și un război real, să nu pățim, știu eu ce, una nefăcută, nevăzută și neașteptată, de fapt, pentru acest mileniu al treilea, exact cum spuneam înainte de a intra în emisie. Deci bine ați revenit, da, din păcate, la UNTV. Mulțumesc de invitație. Din păcate este o perioadă cu mari provocări, inclusiv partea de ce ați pomenit de război e ceva în care n-am fi crezut că se va întâmpla vreodată. Am ajuns să trăim și aceste momente, din păcate. Pe partea de sănătate, așa cum știți, în ceea ce privește pandemia, avem o perioadă de descădere a numărului de cazuri, a incidenței. Este o scădere constantă. Încă suntem pe zonă roșie ca și procent al incidenței la nivel de populație. Trendul este descrescător. Cel mai probabil în perioada următoare, nu știu, o săptămână, două săptămâni, sunt șanse să trecem într-o zonă galbenă și apoi în zona verde. Ce este încă problematic, ceea ce ține de paturile ocupate în spitale, și aici vorbim de un procent de aproape 52% grad de ocupare, ceea ce înseamnă foarte mult, inclusiv pe ocupare ATI. La secțiile, discutăm strict de paturile destinate pacienților ocupare. COVID. Da. Avem 52%. Să nu se înțeleagă că 52% Nu. Discutăm strict de aceste paturi. Pe ATI mai avem ceva locuri în acest moment, s-au mai eliberat niște paturi. Din păcate, există și destul de multe decese. Sunt undeva la aproape 30 de decese pe două săptămâni, ceea ce este foarte mult. E drept că sunt persoane în vârstă și cu multiple comorbidități, dar orice deces e o pierdere. Și, de fapt, acest COVID era exact cele mai lipsea acestor oameni. Monitorizăm constant situația și sperăm ca lucrurile să ne ducă cumva într-o zonă de normalitate, să trecem de la pandemie la o fază endemică și să nu mai auzim de acest virus, cel puțin până în primăvară, după cum ne iasă, adică până în toamnă, primăvara viitoare, pentru că inevitabil partea de protecție a populației se atenuează. Așa cum știți, gradul de acoperire vaccinală este foarte scăzut la noi. Bun, dar nu există apar anticorpii totuși? Apar, doar că anticorpii de trecere prin boală au valabilitate limitată cumva. Și conform calculelor discutăm de 5-6 luni și atunci există posibilitatea ca să mai auzim nu de valuri de genul care au mai fost până acum, să mai auzim de COVID în toamnă, dar în primăvară, la fel de virulent ca la început. Doar că tot timpul există un semn de întrebare și există anumite rezerve pentru că pot să apară mutații. Bineînțeles că și virusul încearcă să supraviețuiască și caută variante de supraviețuire. Până când, și probabil noi asta așteptăm și asta sperăm, până când și organismul reușește să-și regleze mecanismul în așa fel încât să poată lupta în mod natural, normal sau sprijinit, iată, cu vaccin. Da, probabil exact că cum va fi vaccinul antigripal. Exact, da. Exact asta am vrut să spun. Probabil că se va găsi o variantă, ideal să fie un vaccin combinat antigripal și anticovid, astfel încât să
îți faci o dată pe an acea vaccinare și să scapi de o grijă. Domnule Mezei, eu am o întrebare și ca mine, cred că sunt mulți. De ce totuși n-a apărut și tratament înainte de vaccin? Sau pentru că mai repede? Explicațiile sunt foarte simple. Partea de prevenție este mult mai ușoară și are efecte mult mai bune decât tratarea. Una este să tratezi și alta este să previi. E drept că partea de cercetare a implicat niște costuri substanțiale a vaccinului pentru cercetarea vaccinului, dar gândiți-vă că ajungi la faza în care îți faci un vaccin care costă 50-60 de lei și nu mai ajungi în spital, nu mai ajungi într-o fază gravă, acută. Și una este să tratezi, să ajungi în spital, nu mai discutăm de costurile pe ATI, de exemplu, unde costurile sunt extrem de mari pentru tratarea unui pacient bolnav de COVID. Se poate ajunge și la 4.000 de lei, 5.000 de lei pe zi. Adică discutăm de niște costuri extrem de mari și atunci e mult mai bine, îți faci un vaccin, nu mai faci o formă gravă, nu mai ocupi spitalele, nu mai crești costurile cu boala din spitale. Și atunci, de ce totuși din informațiile oficiale care apar pe posturile naționale de televiziune se spune, au decedat atâtea persoane, atâtea erau vaccinate, atâtea erau nevaccinate? Adică decedează și persoane vaccinate. Înseamnă că poate acele persoane n-au murit din cauza COVID, poate au murit din alte cauze de boli pe care le aveau, nu? Adică mi se pare că prea mult se asociază unele decese cu COVID. Nu se asociază. Să știți că nu se asociază. Fiecare caz de deces în care persoana respectivă a fost pozitivă este analizat. Deci absolut fiecare caz raportat de deces este analizat în cazul în care cauza bolii nu a fost neapărat cea de COVID. Evident, a avut și COVID, dar nu aceasta i-a cauzat boala, nu este raportat ca și deces COVID. Sigur? Deci, absolut sigur, vă spunem, pentru că noi personal facem analiză și primim documentele medicale de la spitale. Deci facem analiză pe aceste cazuri, spitalele ne comunică decedatul care a fost pozitiv și facem analiză pe diagnostice și pe diagnosticele secundare care le are fiecare persoană în parte. Deci nu discutăm aici de a bifa pe toți care au avut COVID neapărat să fie decesul ca și cauză COVID. Era bine să lămurim lucrurile astea, pentru că așa se înțelege. Adică toată lumea moare de COVID, nu mai moare de alte cauze. Nu există așa ceva. Noi avem încă, în evidență, avem sute de cazuri de decese la persoane care au avut COVID și nu au fost raportate ca și deces COVID. Deci situația nu așa funcționează și nu a funcționat niciodată altfel. De fiecare dată în platformă trebuie consemnat foarte clar diagnosticele principale, diagnosticul de internare, diagnosticele secundare și văzut dacă există o cauzalitate, dacă există o corelare între bolile avute de fiecare persoană și COVID. Bun, bine că am lămurit-o, pentru că există multe semne de întrebare, există multe suspiciune. Știți, e bombardamentul acesta informatic, Organizația Mondială a Sănătății spune într-un fel, alții spun în alt fel, cercetători de pe nu știu unde apar pe Facebook cu tot felul de declarații. Suntem așa într-un... În capul nostru e un talmeș-balmeș, e... Da, sunt. E clar că lumea este bombardată din toate părțile de tot felul de informații. Este foarte clar că există foarte multe informații false, există foarte multe informații care nu au legătură cu realitatea. Este important ca fiecare persoană să nu se uite doar la titluri bombastice, să studieze un pic, să dea o căutare, pentru că dacă tot ai ajuns pe internet să te uiți la o știre, poți să mai dai și o căutare ulterioară să verifici dacă sursa este corectă sau nu, informația este corectă sau nu. Există foarte multe site-uri oficiale care transmit informații și aici discutăm inclusiv de site-urile de la nivelul Uniunii Europene. Deci nu neapărat să zicem că lumea nu are încredere în instituțiile din România sau în informațiile transmise oficial, pot să verifice la nivelul Uniunii Europene. Există site-ul Uniunii Europene în română, deci nu este nicio problemă a fi citit și se pot obține informații adevărate.
Pe de altă parte, toți site-uri oficiale spun că Uniunea Europeană a cam scăpat frâiele vis-a-vis de această perioadă de pandemie și din punct de vedere economic și din punct de vedere organizatoric, dar na, așa se întâmplă când ai conducere nouă până se adaptează cu un boom din ăsta așa de evenimente necunoscute. Ideea este că nimeni n-a fost pregătit pentru pandemie. Asta adică spuneam. Nu poți să faci, nu poți să te pregătești 100% și să zici totul va merge perfect, totul va merge bine, în condițiile în care nici nu știi cum evoluează lucrurile. Nu dacă poți să știi cum evoluează. Oamenii se așteaptă, ai ajuns acolo, înseamnă că ești cel mai bun. Înseamnă că trebuie să ai soluții. Oamenii sunt nerăbdători și eu sunt înțeleg. Și... Există, există situații de acest gen. Au fost aplicate soluții, au fost găsite soluții, dar pe de altă parte nici oamenii nu au fost neapărat cei mai păi în regulă, că în a respecta regulile, nu, în a se implica. Nu, mai alții. Da, da. Adică lucrurile sunt așa. Da. Ca întotdeauna adevărul e undeva la mijloc. La mijloc. Oricum vreau să vă spun că deja cu măștile ne-am obișnuit. A devenit un tic. Și chiar dacă nu va mai trebui să se poarte măști, vă garantez că în buzunarul unor persoane, a multor persoane, se va găsi o mască pe care la un moment dat cineva, când aude că strănută nu știu cine sau tușește nu știu cine, imediat și-o va pune. Vă garantez. Da, vă spun că și în buzunarele mele de multe ori găsesc câte două, trei măști, așa, așa că nu e nicio problemă și eu o folosesc, o recomand pe mai departe, pentru că încă n-am închis ușa pandemiei, încă mai discutăm de pandemie, încă se mai transmite și varianta tulpină aceasta Omicron are transmisibilitate ridicată. Există și o subtulpină care a fost depistată inițial în Danemarca, da, BA2, care este și mai transmisibilă și pare că este depistată din ce în ce mai des și în România. În fapt, toate aceste lucruri fac cumva să mai prelungească valul 5, dar trendul este clar descrescător și ne ducem spre normalitate. Cumva. Da, și acum nu se mai povestește nimic despre imunitatea colectivă sau termenul ăla cum era folosit, care m-a deranjat grozav, cu imunitatea de turmă. Imunitatea colectivă, cred că totuși pe undeva procentul este mai mare decât înainte. Da, clar. Clar, este mult mai mare, chiar discutăm de niște procente foarte bune, undeva între 60-70%. Dacă adăugăm și vaccinarea peste, cam pe acolo ar trebui să fim la 60-70%, dovadă că și scade incidența. Numărul de cazuri este din ce în ce mai mic. Copii vaccinați? Sunt, dar foarte puțin. Noi nici nu ne-am făcut speranțe foarte mari pe acest segment. Nu s-au vaccinat părinții. Atunci nu putem să ne așteptăm că își vor da acceptul să-și vaccineze copiii. Să zicem că poate n-am fi ajuns la vaccinarea copiilor dacă se vaccinau părinții. Da. Adică nu s-ar mai fi... justificat să facem acest lucru. Văd că în continuare se distribuie teste anti-COVID. Da, se distribuie la teste școli. La școli. Acolo se face un triaj, de fapt, cu aceste teste. Noi avem, așa cum știți, am deschis și la drive-thru testarea direct din mașină. Am încercat cumva să mai ajutăm și noi, pentru că a existat o presiune foarte mare asupra ambulanței și a medicilor de familie. A fost o perioadă în care efectiv nu făceau față cu testările și atunci am dat și noi cumva o mână de ajutor. Pe partea de vaccinare, din păcate, lucrurile sunt în cădere liberă, aș putea să spun. Drept urmare, foarte puțin, nici nu vă spun că sunt centre care vaccinează 10-15 persoane pe zi. Și discutăm aici doza 1, 2 și 3, cumulat. Deci e... Și câte centre au mai rămas? În acest moment avem 8 centre, de luni o să mai închidem. O să vedem exact câte, acum facem analiză pe fiecare centru în parte. O să mai suspendăm activitatea centrelor. În principiu, populația se va putea vaccina la medicii de familie. Deci sunt variante pentru cine dorește să mai vaccineze. Dar medicii de familie nu sunt chiar așa de receptivi la o astfel de activitate da, suplimentară, drept că,
consideră ei? Păi e suplimentară plătită, deci nu e, adică nu e o activitate dar pro bono. Dar poate nu e suficient, știți cum e. Eu consider că plata este corectă. Adică consider că plata este corectă, a fost stabilit un tarif corect de decontare a acestui serviciu, doar că ei sunt sufocați și de alte activități și nu au dorit, mare parte din ei, din păcate, nu au dorit să se implice. Dar probabil că pe viitor, așa cum a fost cu vaccinarea anticripală, o să poată să facă în paralel și această vaccinare anticovid. Da, și cum se face și vaccinarea copiilor la perioadele exact recomandate, da, tot medicul de familie face, că da, nu te duce în altă parte, acolo este. Centrele de vaccinare au fost foarte utile atunci când a fost un aflux foarte mare. Deci medicii de familie nici într-un caz n-ar fi putut să facă față. De aceea, centrele de vaccinare au fost extrem de bune și foarte bine gândite și au avut rolul lor în această pandemie. Acum chiar nu se mai justifică, noi încercăm cumva să limităm costurile, pentru că există niște costuri în fiecare centru și încercăm să le limităm și să le eliminăm pe toate, pentru că nu dorim să risipim banul public. Așa este, mai ales că acum vin facturile, multe centre de vaccinare nu sunt în spitale, în alte unități, se plătește căldură, Cele care sunt în spitale, în principiu, nu sunt finanțate de noi, pentru că noi finanțăm doar cele care merg prin primării. Acolo unde spitalele au dorit să-și păstreze centrul mai departe și îl fac cu personalul propriu, în timpul programului de lucru, e tot în regulă, le păstrăm deschise. Iar în celelalte centre care sunt finanțate de la Ministerul Sănătății, facem analiză, luăm ca și medie a vaccinărilor, așa, peste 10 vaccinări pe zi, și discutăm de închidere, suspendare sau chiar limitarea programului în unele centre unde se mai vaccinează câte ceva. Da. Pentru că apar cheltuieli foarte mari, da, vedeți, cu factura, cu energia, cu căldura, cu toate și la un moment dat să stai să-ți vină 3 persoane, da, nu se justifică. Și nu se justifică cheltuielile, clar. Voiam să mai abordez subiectul Spitalul Municipal Hunedoara, dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara. Multe investiții acolo, care, spre mulțumirea noastră, cel puțin a jurnaliștilor, sunt făcute publice în timp util. La Deva mai răruț, așa, nu înțeleg de ce, dar, mă rog, dumneavoastră, ar cam trebui să știți ce se întâmplă și într-unul și în celălalt. Ați fost săptămâna trecută cu primarul Hunedoarei și cu managerul spitalului la București, a stat de vorbă cu ministrul Sănătății. Urmează niște investiții foarte importante. Da, sunt. Evident că noi susținem orice se întâmplă în zona aceasta de sănătate, de îmbunătățire a sănătății la nivelul județului. Este firesc să susținem orice demers în acest sens. Da, ne-am deplasat, am discutat cu domnul ministru Rafila, am discutat inclusiv cu secretarul de stat Arafat, în ceea ce privește investițiile viitoare de la Spitalul Municipal din Hunedoara. Să știți că sunt investiții inclusiv la Spitalul Județean de Urgență Deva. Anul trecut, de asta am zis, haideți să vorbim la pachet, da, sunt investiții și ne bucură că sunt investiții cam în toate unitățile spitalicești din județ. Să știți că s-au mișcat câte ceva, s-au obținut fonduri, s-au reușit depunerea de proiecte. Unele mai substanțiale, altele mai puțin, dar orice, tot ceea ce înseamnă investiții, pentru că toată lumea spune că se cheltuiește în sănătate. Eu doresc să discut altfel lucrurile, să spun că sunt investiții, sunt niște investiții în sănătate. Da, cheltuieli sunt cu boala, acelea sunt niște cheltuieli, dar tot ceea ce înseamnă în îmbunătățirea condițiilor, a echipamentelor, a tot ceea ce poate să crească nivelul de sănătate al populației, asta înseamnă o investiție. Calitatea serviciilor, sigur. Bineînțeles, pentru că un om sănătos tot timpul va aduce venituri, nu va aduce cheltuieli.
atât pentru stat, inclusiv pentru familie, pentru tot ceea ce înseamnă bunăstarea personală. Este foarte bine că se investește, ei au niște planuri foarte mari acolo la Hunedoara. La Deva, așa cum știți, anul trecut am reușit să aducem cel mai mare buget pe reparație capitală din ultimii 6 ani, e vorba de 20 de milioane de lei, care au fost utilizați integral. Sunt lucrări foarte multe la nivelul spitalului. Anul acesta sperăm să mai aducem diferența de buget și să finalizăm cumva lucrările de reparații capitale, tot ceea ce înseamnă finanțare prin Ministerul Sănătății, prin DSP Hunedoara. Ei mai au acolo și alte proiecte, vor să facă inclusiv pe partea de UPU o zonă tampon până intră în UPU în reparație capitală și după aceea zona aceea tampon să fie utilizată la spitalizare de zi. Sunt foarte multe proiecte, se investește și la Spitalul Vulcan, la Spitalul Lupeni, s-au adus echipamente, aparatură nouă, la Orăștie, peste tot, să știți că în toate unitățile chiar au încercat și au fost și niște proiecte finanțate prin Uniunea Europeană și aici chiar am sprijinit și am informat și am impulsionat cumva conducerea unităților spitalice să-și depună aceste proiecte, pentru că a fost o oportunitate să-și financeze tot felul de echipamente care altfel nu poți neapărat să le obții, că n-ai bugete nelimitate. Exact. Totul este limitat. Iar acum nu mai pot spune, păi nu știu să fac proiecte sau nu fac proiecte pentru că mi-e greu sau că și așa nu intră pe finanțare. Și vă aduceți aminte de perioada de început. Da, acum cam toată fost, lumea știe cu ce se mănâncă, bineînțeles, da. Documentația. Au fost și reacții de genul și așa n-am primit niciodată, la ce da, să mai fac. Da, da. Păi în momentul în care nu faci, clar nu vei primi. Deci acolo ai o garanție 100% că nu vei primi. Și dacă n-ai cerut. Da. Deci, așa n-am primit niciodată, da. Nu primesc. Și atunci eu am recomandat să se depună absolut tot ce au nevoie. Și vedem cât se poate obține. Ideea este că noi o să susținem tot timpul și vom face demersuri la minister, astfel încât să fie cât mai multe finanțări susțineți pe tot ceea ce înseamnă. Bineînțeles, da. Bineînțeles că nu susținem lucruri care nu au nicio legătură cu sănătatea sau nu îmbunătățesc nivelul de sănătate al populației. Da. Mă bucur că aud astfel de știri, astfel de informații. Faptul că se investește în sănătate este foarte, foarte important. Da, poate vom avea noroc și scăpăm de toate și investițiile acestea își vor arăta eficiența în timp fără a fi supra-solicitate. Știți că da, cam asta este. Ideal este să nu fie solicitate toate acestea. Din păcate lucrurile nu funcționează așa. Așa cum știți și județul Hunedoara este un județ cu o populație îmbătrânită. Populația îmbătrânită înseamnă automat boli cronice, și înseamnă multe patologii. Și atunci înseamnă că sistemul de sănătate trebuie să facă față la aceste boli, trebuie să facă față la tratarea acestora, astfel încât lucrurile să meargă cât mai bine. În județul nostru au rămas singurele spitale de TBC din țară? Da, avem cele două sanatorii. Atât? Da, atât sunt mai cele este două. În țară? Da, da. Sunt cele două sanatorii, au adresabilitate ridicată fiind singurele, discutăm de sanatorii, spitale, da, da. TBC mai există, unde discutăm de sanatorii. Sanatoriile sunt singure și fiind singure au și adresabilitate destul de ridicată. Noi încercăm inclusiv pe partea de screening TBC, am și discutat încă de anul trecut și sperăm să aducem cât mai repede o caravană la nivelul județului. Există o caravană dedicată depistării TBC-ului pentru screening. Urmează să vedem când se va demara acest eveniment. Încercăm cumva să ne canalizăm eforturile pe partea de screening foarte mult.
Pentru că una este să depistezi într-o fază incipientă și să poți să și tratezi o afecțiune și alta este să o depistezi că nu mai poți să faci nimic. Și probabil veți aborda zonele industriale, nu? Acolo încercăm să vedem, acolo discutăm, vom discuta cu experții, vom discuta cu experții și o să vedem funcție de cazuistică, funcție de incidență, cum vom face și cum vom demara tot acest eveniment. În principiu, aceste caravane vin și stau o perioadă destul de mare de timp și atunci o să avem posibilitatea să le plimbăm cumva în tot județul și să acoperim cât mai multe zone din județ. Clar, clar, în Valea Jiului cu silicoza și cu... Da. Mai avem în lucru inclusiv campanii pe partea de screening de col uterin. Aici dorim să facem cumva o campanie și de conștientizare și de informare a populației, pentru că din păcate a fost o altă campanie ratată de vaccinare pe HPV și aici este de fapt o acțiune și un eveniment la care lumea ne va mulțumi peste 10-15 ani. Sau că... dacă apare câte un caz, se întâmplă ce știu eu ce, o să vă înjure peste vreo 10-15 ani. Pentru că, avem variantele sunt că, Dumnezeule, fetele vor fi sterilizate. Nu există așa ceva și avem deja informații și date foarte clare și certe de la nivelul Uniunii Europene unde s-au făcut aceste vaccinări și vreau să vă spun că a scăzut numărul de cazuri cu 80-90%, ceea ce înseamnă extrem de mult. Adică există niște date certe, nu mai discutăm de povești cu ce o să fie și cum o să fie. Sunt lucruri foarte clare, există informații publice făcute la nivelul Uniunii Europene, sunt studii în acest sens, deci lucrurile sunt cât se poate de evidente. Da, întotdeauna când apare câte o campanie pro, automat este contracarată de o campanie împotrivă. Și, da, din păcate contra, campania împotrivă de obicei este mai vocală și din păcate de obicei este prost informată sau transmite informații incorrecte. Poate manipulatoare, nu neapărat prost informată. Că vă dați seama că totul are un scop. Nu pornești o campanie de genul ăsta. Nu știu de fapt care este scopul. Să nu-ți dorești ca oamenii să nu se îmbolnăvească. Adică nu, dacă o luăm așa, n-ar mai fi un scop pentru ei. E cu totul altceva. Dar, da, noi așa suntem învățați, pentru că ne place să citim doar titlurile de scandal și întotdeauna campania contra sau împotrivă e cu titluri de scandal, știți? Iar campaniile pozitive n-au nimic scandalos în ele. Și normal că nu te prea atrag. Și atunci citești ce este scandalos. Wow! Și aia ți rămâne. Și pe alea le cauți în continuare. Creează dependență, ca drogurile, știți? Da, din păcate așa se întâmplă lucrurile, dar noi facem toate eforturile și absolut tot ce trebuie astfel încât să funcționeze așa cum ar trebui să funcționeze. Ce campanii mai aveți? La ce v-ați mai gândit? Există perspectivă? Pentru că acum, dacă se termină încet, încet cu pandemia, trebuie să... Așa cum a zis, o să ne canalizăm eforturile pe partea de screening și de programe naționale de sănătate, pentru că aici este un câștig în a depista precoce și a finanța tot ceea ce înseamnă programe naționale și sănătatea. Chiar am discutat și la minister, există un program pilot inclusiv pentru prevenția cancerului de sân. Dorim cumva să profităm de orice program și orice acțiune care se demarează la nivelul județului, la nivelul țării. Avem chiar contact cu Romanian Angel Appeal, care este o organizație care a fost finanțată inclusiv de Melinda și Bill Gates și cu ei vom demara ceva acțiuni în privința vaccinării. Nu discutăm vaccinarea COVID neapărat, pentru că există și alte vaccinuri. Cam tot ce putem să facem pentru a crește cumva nivelul de sănătate al populației, o să facem să demareze lucrurile și să funcționeze cât mai bine. Abordăm și ultimul subiect din cadrul emisiunii, referitor la nenorocirea asta, la nenorocitul ăsta de război care a izbucnit.
Mă gândesc că și DSP-urile au un rol în mobilizarea generală care se va face. Nu putem să stăm cu brațele încrucișate. Da, în acest moment, chiar ieri a fost o întâlnire a directorilor direcțiilor de sănătate publică din zona de frontieră, pentru că ei sunt implicați în mod direct în acest moment. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. Ieri a fost o întâlnire la prefectură pentru acele județe. Se organizează lucrurile pentru că e foarte clar că va fi un aflux de refugiați și trebuie cumva gestionate lucrurile de către toți cei implicați. O să vedem dacă cumva, să zicem că numărul de refugiați va fi atât de mare încât acele județe nu vor putea face față, probabil că ne vom ocupa și celelalte județe de acest aspect. Sperăm ca totuși să nu mai continue mult toată nebunia asta și cumva să se oprească. Trebuie vaccinați, trebuie testați, sunt discutate, da, au fost discutate deja. Undeva, au fost discutate deja, pentru că pe legislație, în mod normal, ar trebui carantinați și s-a stabilit să existe ceva excepții în acest sens. Ei vor fi testați, bineînțeles, toate aceste persoane vor fi testate, li se vor asigura cazare și tot ce au nevoie, astfel încât să... Bine, nu le poate fi oricum. Vă dați seama că au plecat mulți cu o geantă și cu o plasă. Hainele de pe ei și cu un portofel în care și-au pus niște bănuți. Dar cumva autoritățile încearcă să le arate că nu sunt singuri. Da, și probabil în timp, chiar dacă după ce se vor termina bombardamentele și violențele, probabil se vor întoarce acasă. Da, cel mai probabil. Păi și-au abandonat casele, e normal să întoarcă acasă. Da, da. Da, să ne ajute Dumnezeu să depășim, să trecem cu bine perioada asta, care nu este prea fericită. V-am spus, din toate punctele de vedere, economic suntem la pământ, pandemic suntem la pământ, acum mai vine și războiul ăsta peste noi. Asta este. Ați avut probleme cu factura? Am avut și noi surprize, inclusiv la DSP, că ultima factură la gaz a venit dublu față de cea anterioară, de luna trecută. E o situație generală, deci nu e ceva specific. Așa se întâmplă și în mediul privat. Ministerul? Da, bineînțeles. Noi suntem finanțați de la minister, avem și venituri proprii, dar veniturile proprii sunt nesemnificative, adică nu pot să asigure funcționarea întregii instituții. Și cât va veni factura pentru 7.000 și ceva de lei ne venit pe toată clădirea, dar am avut cumva norocul sau inspirația, ne-am schimbat anul trecut centrala termică și am luat o centrală performantă, astfel încât cumva... De asta spuneam că nu stați chiar atât de rău cum stau alții. Da. Deci cumva n-am anticipat ce se va întâmpla, dar așa s-a nimerit că am făcut. A apărut ceva ca o acțiune preventivă. Da. Noi intenționam inclusiv să vedem dacă reușim să obținem ceva finanțări pentru energie verde, să mai compensăm cumva toate aceste creșteri. Dar e un pic mai greu cu instituțiile publice, e mai greu, se mișcă mai greu lucrurile. Eu aș vrea să se miște cumva mai repede, dar... Ce mai faceți cu acea asociere între cele patru DSP-uri din vest? Noi colaborăm, am colaborat constant, ținem legătura constant. O să avem niște evenimente, inclusiv în luna aprilie, va fi un eveniment comun desfășurat la Timișoara. Vom mai avea un eveniment în iunie în județul Hunedoara de data asta. Încercăm să mișcăm cumva lucrurile și să facem astfel încât măcar pe regiune să
conexăm tot ceea ce înseamnă reușit, sănătate. Ce da, fază sunteți? Da, am reușit. Da? Am reușit. Deci avem inclusiv... Putem vorbi despre o bază de date comune? Da, cum să nu, da. La ora asta? Sigur, da? Avem bază de date comune și acum discutăm, lucrăm, de fapt, toate cele trei direcții de sănătate publică, inclusiv pe partea de digitalizare, astfel încât să putem să depunem un proiect comun. Așa cum a zis, nu funcționează lucrurile în ritmul în care ni le-am dorit noi, dar încercăm să le mișcăm cât mai bine. Și finanțarea pentru ce vreți? Ce proiect aveți? În principiu, noi am dorit să obținem o finanțare pe partea de digitalizare a DSP-urilor. Deci aici avem o problemă legată de faptul că încă plimbăm mii de hârtii și zeci de mii de hârtii și nu e ok, nu e fezabil, nu e, adică în loc să ne ocupăm de alte probleme ce țin de sănătate publică, ne împotmolim în nenumărate hârtii. Și plus de asta, neavând o digitalizare completă, nu poți să-ți faci și să obții niște o monitorizare așa cum trebuie. Că nu trebuie să faci niște analize, pierzi foarte mult timp analizând hârtii, introducându-le manual, pe când s-ar putea obține niște rezultate foarte rapid. Bun, și acest sistem digital, ce ar cuprinde? Tot ceea ce înseamnă parte de sănătate. Adică nu discutăm, spitale? Nu discutăm neapărat de ce ține de organizare de SP-ul. Și aici avem pe parte și de registratură și de tot felul de acțiuni, mă rog, de transfer nu, de pacienți. Mă referam la instituții, noi ce la dorim? Spitale, noi la... dorim, da, noi dorim foarte mult pentru că bazele de date există. Fiecare spital, fiecare unitate spitalicească, pe baza acestor date transmise și a bazelor de date, își primesc finanțarea. Deci, ceea ce se întâmplă în momentul acesta, se transmit niște baze de date, dar nimeni nu face analiză pe ele. Deci nu există o aplicație care să facă o analiză strict pe ceea ce înseamnă date transmise. În acest moment se face analiză strict pentru decontare. Și atunci noi am vrea să ducem cumva la nivelul următor, în care să știm foarte clar ce se întâmplă pe o anumită secție, ce se întâmplă pe un anumit spital. Ca să poți să iei măsuri de eficientizare. Bineînțeles. Pentru că de multe ori vin spitalele și zic, vrem să creăm nu știu ce, vrem să facem nu știu ce secție. Nu este o strategie la nivel nici județean măcar și nici la nivel regional. Să vedem exact cum eficientizăm secțiile, se impune să mai faci o secție, se impune să mai faci o anumită specializare. Când în loc să facem 10 specializări identice în 10 spitale, mai bine facem 2 sau 3 ultra specializate și fiecare spital să meargă pe o anumită nișă. Adică așa văd eu lucrurile și așa văd și colegii mei lucrurile și încercăm cumva să ducem lucrurile în direcția aceasta. Bineînțeles că o să avem nevoie de susținere, inclusiv la nivel central, pentru că nu o putem face singuri, dar noi spunem că este un câștig și e ceva ce așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Păi am înțeles că a fost primită foarte bine inițiativa pe care ați avut-o. Da, a fost foarte bine primită, reacțiile au fost poate fi pozitive. Chiar doar un proiect că pilot, nu? Asta ne dorim, de fapt. Adică noi am vrea cumva și aș vrea ca județul Hunedoara să fie un exemplu de bune practici în ceea ce privește sănătatea publică. Atât cât se va putea cu resursele pe care le vom avea la dispoziție. Da, poate veți fi și sprijiniți pe lângă proiectele pe care vreți să le faceți, probabil veți reuși tot în baza unor proiecte să obțineți și finanțări de la minister. Rămâne de văzut, într-adevăr, că na, bugetele sunt ca bugetele, întotdeauna sunt probleme, niciodată nu ajung, întotdeauna da, solicitări. Așa cum am spus, bugetele acum, pe bugete există o presiune foarte mare, având în vedere costurile extra de pe partea de energie. Eu n-am înțeles un lucru. Am citit un titlu, o știre, de fapt, că vin banii de la Uniunea Europeană pentru plata medicilor, cei care au participat la vaccinare, cei care există au un program european. N-am înțeles. Despre nu, există ce un program vorba? European în care medicii care au fost implicați în tratarea pacienților COVID pot să obțină sume de bani, cumva se restituie spitalelor aceste sume de bani cheltuite. Sunt niște programe europene
care sprijină aceste costuri. A, deci spitalele au plătit? Au plătit, bineînțeles, da. Iar nu se discută. Exact, da, exact. Sunt niște sume de bani cheltuite și acum se recuperează, ceea ce înseamnă foarte mult. Urmează să fie plătiți doctorii, medicii și nu, așa mai departe. Nu, medicii au fost plătiți, nu există. Și au un scandal de numă. Da. Medicii au fost plătiți și urmează să se recupereze anumite sume de la Uniunea Europeană. Fiecare spital în funcție de cheltuielile pe care le-a avut. Am lămurit-o și pe asta. Mă bucur că nu trăim cu incertitudini, măcar din punctul ăsta de vedere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mezei. Și eu mulțumesc. Vă ținem pumnii și vă urăm succes în continuare. Abia aștept să ne mai dați informații despre proiectul comun pe care îl aveți prin această asociere a DSP-urilor din zona de vest. Și cu caravanele, iar sper să ținem legătura și să vedem care este rezultatul și interesul populației, bineînțeles, că până la urmă prin asta testăm. Nu văd de ce să nu fie interesul populației în acest sens. Este vorba de screening, de a-și face o verificare, deci e o prevenție și eu zic că e foarte bine și ar trebui să fie bine primit. Da. Deci, mulțumiri încă o dată. Vă mai aștept și cu altă ocazie. De câte ori avem noutăți, de atâtea ori domnul Mezei va fi aici în platou pentru a ne lăuri și a ne da explicațiile care trebuie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Știți foarte bine că vă iubesc de la A la Z și tot timpul îmi doresc să ne revedem cu bine și să auzim numai de bine.